Deci bună ziua, dragi prieteni. Vreau să rezolvăm o mică problemă în legătură cu cariul mic. Ce este cariul mic? Cariul mic este o insectă care atacă întreaga gamă de fructiferi și nefructiferi. Decerită sub coajă, se plasează între coajă și lemn, acolo se hrănește, acolo depune ouăle, acolo își duce viața. Adultul este de o mărime 2-3 mm maxim, are o structură dură, nu poți să strivești cu degetele, zboară pe distanțe foarte mici, de la un măr la altul. Dacă treci prin un măr infestat, o să-l găsiți pe tricou, pe mâneci, nu puteți să striviți. El face o gaură în lemn, ceva de genul ăsta, face niște găuri așa pe aici, plasează ouă, după 15-20 de zile apare larva. Larva începe să mănânce din scoarță, între lemn și scoarță, și uitați-l cam cum apare. Deci ăsta este cariul mic al scoarței lemnului, scoarței pomului. Aici, uitați aici, deci stă între carnul și lemn, aici e poziția lui, aici iernează el. Așa el acum merge pe direcția ramurei, iar larvele mici, tinere, se vor deplasa radial. Deci stânga, dreapta, față de asta principală a ramurii. Bun. El atacă toată scoarța pomului. Uitați, merge sus până la vârf. În momentul ăsta, pomul intră în declin. Intră în declin până la uscare. Dacă o parte din coajă mai e încă bună, cum vedem aici, atunci curățăm toată partea asta atacată, o tratăm neapărat cu insecticid, un fungicid și salvăm pomul. Dacă e prea târziu, nu avem ce face și îl eliminăm din cultură. De ce apare aceasta, sau când apare această insectă? Cariul mic apare dacă nu facem tratamentele de iarnă. Tratamentele de iarnă și primăvară cu insecticide sunt obligatorii. Deci uleiul acela de iarnă, indiferent cum îi spune lui, trebuie îmbunătățit. Trebuie să mai adăugăm un insecticid, un Movento sau un coragen băgat în el și aplicat. Și tratamentele se fac în așa fel încât coaja pomului să fie foarte bine udată, odată, încă o dată, încă o dată, ca să poată să tragă, să ajungă sub scoarță. Ăsta e scopul nostru, să ajungă la larvă, iar larva când se hrănește sau chiar dacă nu se hrănește, dar o atinge, va ajunge în cavitatea bucală și ea va muri. Uitați, aceste sunt excrementele larvelor. S-a deplasat pe aici și a luat-o încoace, uitați. Așa arată. Deci care dintre dumneavoastră aveți aspectul ăsta în grădină, în livadă, într-un pom sau altul, să știți că aveți de-a face cu cariul mic. Mai există și cariul mare, ăla se deplasează pe interiorul lemnului și de o dimensiune mult mai mare, deci este cam cât degetul mic de gros și de lung. Ăla e cariul mare. Când a ajuns, se deplasează de jos în sus și de sus în jos pe toată linia pomului. Îl mănâncă complet. Dar aici avem cariul mic. Cum ne dăm seama? Avem exfoliațiile astea, uitați așa aici. Exfoliațiile astea aici, așa, pe aici. Și uitați până sus aici ajunge asta, în fază destul de avansată. Așa. Când vedem exfoliațiile astea, el în prima fază el se usucă în statul subțire de coajă. Dar păsările cerului îl simte larva acolo și începe să ciocănească, ciocănește ca să mănânce larva. De-aia apare exfoliațiile astea puternice așa. Pe aici, uitați, aici a intervenit pasărea
a ciocănit ca să găsească larva. Ori larva noi nu o mai găsim acum decât sub coaja unde a putut să iernezi. Uitați-o cum stă aici. Așteaptă în continuare să vină primăvara. Să intre la lucru. Și uitați, așa arată isfuriațele. De la jos, de la tulpină, pe schelet, pe ramura de schelet principală, o ia și pe cea secundară, uitați aici, și atacă întregul om. Da, asta am vrut să vă arăt, ca să vedeți dacă aveți în cultură așa ceva, asta e buba. Mulțumim, la revedere!